Există viață după moarte? Aspectul spiritual al experiențelor din apropierea morții răspunde la întrebările puse de omenire legate de existența ei pe acest pământ, precum și de existența vieții de apoi. De-a lungul timpului, nenumărate persoane au povestit despre experiențele de viață de după moarte. Psihologul Mary Jo Rapini a lucrat cu foarte mulți pacienți aflați în stadii terminale de cancer, care i-au povestit mai multe astfel de episoade. Mărturisirile lui Mary Jo apar în cartea medicului Jeffrey Long, apărută în 2010. Rapini a pus de multe ori povestirile pacienților săi pe seama tratamentelor medicale puternice, dar în aprilie 2003 a experimentat ea însă și un astfel de episod în urma unui anevrism. Îi vedeam pe medici agitându-se în jurul meu, înfingând tot felul de lucruri în mine. Apoi l-am sunat pe soțul meu. Când m-am uitat în sus, am văzut o lumină puternică. Nu era ca orice lumină obișnuită, era cu totul diferită. Era luminiscentă și creștea din ce în ce mai mare. Mă tot uitam mirată la ea, întrebându-mă ce e asta. Apoi a crescut atât de mare încât m-a înghițit și m-am trezit în acest tunel care m-a dus în această frumoasă încăpere. Dumnezeu mă ținea în brațe și mi-a spus: tu nu poți rămâne aici, dar eu voiam să rămân, așa că am protestat. Nu pot rămâne, de ce? Și am început să enumăr toate motivele pentru care ar fi trebuit să rămân. Și atunci mi-a spus: ai iubit vreodată în viața ta pe cineva așa cum te-ai simțit tu iubit aici? Și am răspuns: bineînțeles că nu, este imposibil, eu sunt om. Și atunci mi-a răspuns: poți mai mult decât atât. Apoi m-am întors, a povestit Rapini, relatează doctorul zilei.ro.